Hello! Continui seria de review-uri cu un review despre loțiunea micelară pe care mi-a trimis-o cineva de la noua gamă bio care apare pe piață și am văzut-o deja la Belladonna, au apărut deja câteva produse. Este vorba despre loțiunea micelară de la Plant System, produse bio. Ce-mi place la loțiunea asta de machiant este faptul că este foarte mare, are 400 de mililitri și costă 52 de lei la Belladonna. În comparație cu Eva Thermal, de exemplu, care are doar 250 de mililitri și costă vreo 400 și un pic tot la Belladonna. Deci e o diferență destul de mică și cantitatea e... Na, în fine. Am început să folosesc loțiunea asta de machiantă acum vreo lună de zile, cred, sau ceva de genul. Mi-a fost trimisă loțiunea de machiantă micelară împreună cu o cremă de față, tot bio. N-am aici, din păcate, lasă-mi cutia să vă arăt, dar nu mai am. Dar oricum, nu pot să vă spun nimic despre ea, pentru că este pentru tenul normal. Pot să vă spun că, dacă aveți tenul gras sau combinat ca mine, nu încercați să folosiți creme pentru ten normal. Eu am încercat să o folosesc de ori noaptea. Efectul s-a văzut oricum a doua zi. Adică am simțit tenul meu mult mai gras decât de obicei. Este cu extract de lămâie și ceai verde. Este destul de bun pentru tenul gras. Bineînțeles, am testat pe prietenul meu. Adică și pe prietenul meu, îl pun să se demacheze, îl pun să elimine impuritățile adunate de-a lungul zilei, pentru că dacă nu se vede, v-am mai povestit, îi apar coșurile. O să vedeți că este și pisica mea de spate. Scuzați. Vă arăt mai încolo pisica. Am început să o folosesc, v-am zis, acum cam o lună de zile. Și prima impresie n-a fost prea bună și eu nu o să mai folosesc. O să folosesc doar prietenul meu și dacă nu este probabil tot pasul o să o cumpăr și o să vă povestesc imediat și de ce. Mie mi-a plăcut pentru că nu îndepărtează bine machiajul. Deci zona ochilor trebuie să freci foarte mult. Și trebuie să freci. Deci nu să îndepărtăm așa frumos. Nu, trebuie să freci. Pentru că altfel, a doua zi dimineață, te trezești ca un raton. Urăsc când mă trezesc dimineață și am ochii negri. Mi se pare că, nu știu, pare că am fost la o petrecere și nu m-am demachiat și încă arăt să văd urmele. Deci nu suport. În rest, pe moment n-am observat cine știe ce. Și am zis, ok, nu este bună, n-am ce să fac. Și din când în când mai o folosea prietenul meu, dar n-am observat cine știe ce. După care, acum câteva zile, i-am zis, gata, de acum înainte te folosești doar loțiunea asta, pentru că o folosea pe a mea de la Eva Thermal. Și, bineînțeles, aia fiind mai mică, se termină și mai repede. Și am zis, deci hai să le împărțim. Avem două tipuri, hai să facem împărțirea. Acum puțin timp l-am pus pe prietenul meu să folosească numai loțiunea asta. Am observat ceva uimitor. A doua zi dimineață se trezește cu un ten foarte frumos, foarte curat și cu porii foarte mici. Surprinzător! Adică n-am observat asta la altceva și singura schimbare care a făcut-o în ultima vreme a fost să schimbe demachiantul. Adică seara se demachează cu chestia asta. Dimineața not so much, că nu. Să nu exagerăm. Adică lui nu-i trebuie un ten curat pentru a aplica machiaj și alte chestii. Aplică cremă dimineața, dar nu e ca și la noi fetele care, na, dacă nu avem un ten super curat, nu mai aderă crema, nu se mai aplică bine fund de ten, nu mai stă nimica bine. Ideea este că el este cel mai bun personaj pe care poți încerca și creme, și loțiuni de machiante, și loțiuni de curățare, pentru că el are pori mari. Deci dacă aveți ceva pentru tenul gras, ca lui cu pori mari dilatați, vă rog frumos, trimiteți-mi și vă spun dacă este bun sau nu. Deci, în concluzie, vă recomand loțiunea asta, loțiunea de machiantă, în cazul în care nu vă machiați la fel de mult, adică nu folosiți fond de ten și foarte puțin rimel, că sunt sigur că atunci își face treaba cum trebuie, dar altfel, nu.
pentru că v-am zis, nu îndepărtează rimelul cum trebuie. Pe de cealaltă parte, v-am zis, este un produs bio, mă scuzați, este un produs bio fără parabeni. Și v-am zis, costă 52 de lei, expiră la 6 luni, da, la 6 luni după ce a fost deschisă. Sper să se termine în 6 luni. Și cam atât. Se vede. Și-a făcut un culcuș în pătură și este înconjurat de pufoșenie și căldură.